Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu, vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Pești pentru perioada 1-15 noiembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Pești în perioada 1-15 noiembrie 2024. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Pești? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Pești în perioada 1-15 noiembrie 2024. Avem regina de bute, cavalerul de spade și nouăle de bute. Posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător. Păi este teamă de ceva, de cineva, patru de spade. Se ia o pauză aici, într-o relație, la un loc de muncă, într-o prietenie, într-o colaborare pentru unii dintre voi, dar posibil da, să aveți de-a face cu cineva, cum este regina de bâte, da, o persoană energică o persoană care, sau voi intrați în energia asta posibil, care vă atrage, vă place, vă încântă. Poate o poziție pe care o ocupați la locul de muncă este ceva de conducere, se iau niște decizii aici. Vin foarte rapid aceste decizii, dar vă este și teamă în același timp. Vă este teamă de această persoană care este vulcanică, care este o persoană așa care ia decizii pe repede înainte, vreți o pauză, vreți să nu mai aveți atât agitație, poate este o agitație în mintea voastră, nu este neapărat da, să aveți de-a face cu o persoană. Vă este teamă, vă este greu, sunteți așa obosiți, aveți prea multe responsabilități, poate această persoană, da, poate acest șef, șefă, da, vă dă prea multe atribuții și nu mai puteți să faceți față sau chiar partenerul, partenera, da, este un pic cam se impune prea mult, da? Sau are prea multe așteptări de la voi, sau. Da? Și voi sunteți epuizați, nu prea aveți chef de aceste lucruri, sau. Uh, nu sunteți în forma cea mai bună. Sau aveți prea multe lucruri de făcut. Uh, aveți momente în care vă simțiți plin de energie, faceți lucrurile pe repede, înainte, nu este nicio problemă, și se, sunt zile în care pur și simplu sunteți epuizați, aveți nevoie de pauze, de liniște, de armonie, de a medita, de a sta cu voi, da? O pauză bună, meritată, vă doriți, da? Sau poate unii dintre voi vreți să călătoriți, vreți să faceți un drum, dar nu este momentul acum, da? Posibil pentru unii. Aici avem patru de monede, patru de monede vorbește despre ceva destul de încăpățânat, o persoană care este rigidă, o persoană care nu prea este dispusă să cheltuie sau voi, da, sunteți atenți la economiile voastre, vindecare de la fel, da, cei care poate ați avut probleme de sănătate sau aveți anumite încercări, da, din acest punct de vedere, da, apare aici, da, o dignă apare că este nevoie să faceți o pauză, apare stabilitatea, siguranța, vindecarea, Uh, dar este și cineva care este destul de greu de convins de anumite lucruri. Aici avem regele de spade, posibil să aveți de-a face cu uh, zodiile de aer, gemen, balanță vărsător, o decizie clară care să ia o hotărâre foarte drastică, cineva, poate un rival, o rivală, da, în unele situații, sau acest cuplu, da, nu, nu rezonează, ca să zic așa, posibil și acest lucru, dar poate semnați acte, documente în această perioadă medicale, da? primiți rezultate medicale, un control medical pe care poate unii dintre voi îl faceți pentru că sunteți foarte epuizați, nu reușiți să duceți sarcinile până la bun sfârșit, se iau anumite hotărâri, se iau anumite decizii în această perioadă, instituțiile statului poate are un rol important pentru voi cineva foarte hotărât, o nedreptate aici care vi se face, cinciul de spate, un conflict care apare, o, o situație nu tocmai plăcută, sunteți atrași în acest conflict. E, e posibil că această persoană, da, să vină către voi și să vi se facă o nedreptate. Poate în privința unei persoane, da, poate din privința unei persoane care. Această persoană cumva agită spiritele, da? Da, această persoană va duce în acest. cinci de spate. Vi se face o nedreptate aici și știți lucrul ăsta și vedeți. Și cumva nu vă place ce se întâmplă. Da, cineva abandonează, cineva pleacă, cineva renunță. Pierderi financiare pentru unii dintre voi. Cineva poate a cheltui prea mulți bani pentru plăcerile sale, pentru activitățile sale, pentru nevoile sale, da? Și uh, nu s-a gândit și pentru. Pe, la partener, parteneră sau la cei din jur sau a făcut anumite lucruri care a adus aici la cinciul de monede, da? Poate da, cum am și zis, posibil ca să aveți probleme și de sănătate unii dintre voi sau cineva din jurul vostru, da? Are probleme de sănătate și trebuie să îi fiți alături, da? Parcă vine așa ca un fulger această veste, această situație, această încercare, ca să zic așa, da? și cumva voi ia prin surprindere pentru că nu erați pregătiți sau nu, nu v-ați așteptat ca să apară această problemă. Sau poate pierderi financiare unii dintre voi, de da? acum am și zis. Da, apar aici comunicare, apar vești plăcute pentru unii, energie, pasiune, multe drumuri poate pentru unii care le faceți, da? Multă comunicare aici. primiți aceste vești, dar apare vindecarea, da. Avem regina de cupe, da, apare vindecarea, apare stabilitatea, da, emoțională. Uh, posibil acest lucru, da, vă re reprezintă pe voi această carte, dar și Rac și Scorpion. Posibil să aveți de a face cu aceste zodi sau nu. Da, aveți aici pe cineva care vă susține, vă ajută, vă declară iubirea, vă iubește necondiționat această persoană sau voi, da, iubiți necondiționat uh, o persoană sau locul de muncă, da, vă place, vă atrage, sunteți încântați, da? Sau poate două femei au un rol important în viața dumneavoastră, posibil și acest lucru, care au decizii destul de importante. Aici avem regele de cupe, da? Vorbim din nou despre Rac pe Scorpion, da? Este cartea voastră. Un cuplu, da? Care are un rol foarte important în această perioadă. Poate auziți, da? Despre un cuplu că mai există și o a treia persoană, da? pentru că avem aici regina de băte posibil și acest lucru, sau există o colaborare frumoasă, sau apar anumite schimbări sau vești plăcute, vindecări, da? rezolvări a unor situații nu tocmai ok. Da, posibil ca acest lucru să vă, pe unii să vă surprindă sau chiar voi să fiți în astfel de situații în care să existe și o a treia energie, da? posibil la, să vă îngreuneze regina de spade. Deci am avut și regele de spade, dar poate mai multe instituții au un rol important, poate aveți mai multe activități sau lucruri de rezolvat. Având și regele de spade și având și regina de spade aici, se pare că se au anumite hotărâri în legătură cu o relație, cu o situație, cu probleme de sănătate. Rezolvați acte, documente, strategii pe care vi le faceți sau cineva care și le face, da. Intrați în, con în contact cu mai multe persoane, persoane foarte importante care au un rol foarte important, care vă pot rezolva anumite situații, anumite poate anumite proiecte, anumite activități, anumite, nu știu, poate aveți nevoie de o aprobare, da, și e nevoie da să luați legătura cu persoanele astea, da, ca să puteți să rezolvați o situație. Dar aici avem o nouă de spade, din nou vorbim, da? Despre uh, cineva care suferă, cineva care este îngrijorat, cineva care își face tot felul de gânduri uh, negative, nu vă place această situație în care sunteți sau această relație, da? sau faptul că trebuie să rezolvați aceste lucruri și parcă sunteți presați, că trebuie să rezolvați la timp, aveți prea multe lucruri de îndeplinit și nu știți pe care să rezolvați, pe cine să mulțumiți prima oară, da? Și sunteți așa, parcă depindeți de deciziile celor din jur, simt nevoia să spun, da? Posibil, da? Este destul de accentuat acest lucru, faptul că există posibilitatea ca unii dintre voi, da, să vă aflați într-un triunghi amoros. Da. Să fie luptă pentru inima cuiva, pentru această regină de bâte, posibil. Da, sunt lucruri ascunse, da? Vă reprezintă pe voi luna, da? Zodia Pești. De deci se pare că, da, sunt lucruri ascunse aici, neștiute. O femeie, da, din nou vorbim, da, are un rol important. Un secret, mine ascuns, dar care va ieși la suprafață, acest secret. Această relație sau... Această situație sau ceva care a fost ascuns la locul de muncă, un proiect, o, o activitate, ceva, un act poate important, poate semne, da, faptului că voi nu știți cu sănătatea, da, anumite simptome care au părut, da, destul de grave, dar au fost simptome false, sau poate ceva care nu. nu primiți un rezultat pozitiv, da, și aveți nevoie să investigați mai mult. Și acest lucru nu vă place. Posibil și acest lucru, da? Să fiți. să căutați acest răspuns. Să căutați. să investigați mai mult. Acum fiecare știe mai bine situația, da? Dar da, se pare că apar anumite situații nu tocmai ok. Ați așteptat de mult acest răspuns sau aceste situații sau ați investit foarte mult acolo în relația respectivă, la locul de muncă. V-ați implicat foarte mult în această situație. Această așteptare a voastră, da, cumva i-a sfârșit, da, se închide acest capitol de a aștepta, de a fi pus așa în așteptare. Da, dar aveți nevoie de odihnă, de repaus, voi. Deci trebuie să renunțați la anumite lucruri, de a mai lua anumite atribuții sau sarcini, da, de a munci în plus, pentru că la un moment dat, da, vă veți epuiza destul de mult. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.